Hei, înainte să începem episodul, vreau să-i fac o promovare lui Darius. Are 90 de abonați, face videoclipuri cu Minecraft, mai exact Skyblock, Minecraft 1v1, PvP montaj, survival games și multe altele. Eu vă recomand să intrați pe canalul lui, astfel v-am lăsat o anotare pe ecran, un link în descriere, să o puteți să faceți mai ușor. Intrați pe canalul lui, vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, îl susțineți, vă abonați, dați like și tot tacă mult. Cam atât cu promovarea asta și... Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de... O, am mâncat ăștia cu anvilurile. La un nou episod de Kit PvP. Iar înainte să începem, aș aprecia foarte tare dacă ți-a apăsat acest buton de like, să reușim să strângem și noi cât mai multe. Hai să vedem cum ne descurcăm, o să facem iar PvP, o să ne batem. Am lăsat acum un mesaj pe Facebook, dar nu cred că o să intre prea multă lume, pentru că e destul de târziu, e 11:49 PM, 11 noaptea, și e și în timpul școlii, deci probabil nu o să intre foarte multă lume, dar avem cu cine să ne batem, așa că hai să-i dăm drumul. Avem 74 de kill-uri cu 12 death-uri. Ce neba? Să dăm Shrek tu. Yo, mate. You get Shrek! Bam! Hai să vedem. Trebuie să facem practic scor cât mai bun aici. You are easy, mate. O să vedem. Opa! Mamă, uitați-vă la asta să-mi bag piciorul. Asta e hacker. Sneaking. Oh my god. Do not use so much caps lock. Dar n-am dat cu caps lock. Ok, hai să vedem. Kit. Să-l batem pe ăla. Ah, stai că mi-au revenit toate kiturile. Diamond. Chiar dacă e hacker, noi ne batem și cu hackeri. Eu uite-l pe ăsta, e Freddy el. O să ne ferim de fraierul ăla, dacă nu. Nu știu dacă, adică e chiar așa amuzant să duce aici cu hack, nu știu. Mi se pare tâmpenit. Holy fuck. Aha. Click, 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 oh. Mamă, ce naiba kit are mă ăla? Cred că e ăla cel mai scump, nu știu. Hai să văd, îl chema... Nici nu mai știu. Poate i-au dat kick, nu știu dacă sunt admin online. Dar nu contează. Nu stăm să ne bate în capul. Am mă, că vreau să bat pe cineva. Să bat? Ar fi tare dacă ți-ar da și o undiță sau ceva de genul ăsta. Ăla are kick destul de OP. Mamă, ești... What? What was that? Kit. Kit gold. Hai să încercăm kiturile. Nu-mi dau seama dacă a fost lag sau dacă tipul ăla... Adică, bine, cred că a fost lag, nu s-a blocat. Oh my god, e laggy. Nu! Nu-mi dau seama, are hack sau nu? Cred că... Are you for real? Mai ești și român! Bă, mă omorâs, bă, mă încapa și vă arăt un server și intrați cu... Intrați cu hack. E nebun omul, e nebun. Te-am ajuns să ne rugăm de oameni să scoate hack-urile. Știi, poți să scoți hack-ul, să filmezi și eu? Ok, mersi. Oh my god. Deci nu am gândit vreodată că să fac așa ceva. Bă, ești nebun, are torns ăla. Mori, mă. El dă cu Ender Pearl. Holy shit. Ah, am uitat să-mi dau mărul de aur. Ia mă că mă enervez, băga mea și piciorul, mini god. Ia mă să văd ce are mă asta. Uite să mănânc mărul de aur. Hai frate că murim cam des. Mamă. Ăla tu n-am scos hack-ul, știi, amuzant, dar măcar să nu mă bată pe mine. Ia vine mă încoace, boss. Ok. Nu am zis și asta. Bine, cred puțin lag. Nu! Bă, du-ai pe mine!
Holy shit. Mini bedrock. Nu dau seama care e cel mai bun. Pentru că eu am văzut că au niște săline bune de tot. Cred că și le-au făcut ei custom. Gen ce au pus enchanturi. Frate, mi-am dădea la un knockback. Uite-te-mă la... Bă, nu pe mine, boss. Lasă-mă, nu pe mine. Bă, dar tu nu vreau să scoate ego. Uitați-vă și voi ce nebun. Ok, mini run. Băi, deci, sunteți culea om în cavaș. Îi zic, scoate hack-urile. Ok. Mă omoară cu hack. Bă, poți să scoți hack-urile, te rog eu. Dar n-am. Bă, scoate hack-urile. Ok. Deci mai și minte. What the fuck? Să mă omor, bă. Vreau un kit mai OP. Aia fac și team mini. Stai. Dacă scriu și dau tab, îmi dă nume. Mini diamond. Hai, frate, vreau să bat. Să bat! Am vorbit cu owner-ul și zicea că a făcut un sistem de anti-cheat. Dar văd că nu merge de bine. Ia mor, mă, tu. Că tu ești full diamond. Mai au ăștia pe la spate, că ei fac team, frate. Mamă, team de 3! Da, dar ăștia care fac team români nu au iteme, aia au team de 3. What the fuck, team de 3? E nebunia asta. N-am pus să bat team de 3. Opa, îl pun pe ăla să-și bage hack-urile, să-i batem pe aia 3. Asta sigur are hack, uitați-vă cum dă. Ia du-te mă și bate-i. Unde e mă ăla? Îl pun și eu după el, deci furia peșterii ăla are hack 100 la 1000. Măcar îi bate. Cu tot cu hack. Ia mori mă tu de tank. Oh my god, tipul ăla distruge tot. E kit PvP cu hackeri aici. God. Asta e mă, asta e checa lumea. Deci nu știu, e nebunia. Hai că cu ăsta n-au cum să mă bată. N-ai nicio șansă. Dar ce trebuie să teleportează? Da, ia uite și pe ăsta, mă, dar nu înțeleg. Care-i faza, mă, de dai așa? Ia, fii atent, PvP pe Lilipad. N-ai cum să mă bați. Scuze. Ia uite-l, mă. Nu! Fix mi s-a dus. Bă, ăla mă enervează, băga mea și piciorul. Ia vină mă încoace. N-are cum să mă bată cu tot cu măr. Bă, el fuge! Vorbești serios! Vorbești serios! Unde ne-a s-a dus, mă? Vină mă încoace. Uitați-vă și voi! Oh my god, glumești! What? What are you doing? Serios, deci fuge și mănâncă mere, dă-te rahat. Oh my god. Vreau să-l bate, bă, țăranul ăla, că el e șmecher, bă, el fuge. Și apoi vine cu mărul la super OP. Mă, de ce-mi faci asta? Mă, dar nu mai am măr. E nebun, uitați-vă și voi la el. Doamne, ce nebunie. Mă
Hai că l-am cu băiatul ăsta. Care e aici? Bă, dar nu s-o bat băieții aici. Nu, iar ăsta mă băga mea și piciorul. Normal că mă bate, trebuie să mănânc ciorba aia, dar degeaba. Normal că mă bate, mă, că el fuge. E nebun, deci e nebun. Nu înțeleg. Stai, mă, trebuie să folosesc ciorbițele alea, că de-aia le și am. Hai să folosim strategic. Unde e, mă, băga mea? Nu-mi zic că a fugit iar. Care dă, mă? Ăsta mă bate și pe mine cu hack-ul. Vreau să-l văd pe ăla. Cum e extermină asta? Bă, deci e nebun, mă, e nebun. Scuze. Dau din greșeală, că am impresia că vine să mă bată. Cred că ar trebui să-i cer eu băiatul ăsta să-mi dea admin. Să dau eu bani instant hackerilor când filmez. Cred că așa o să fac. Sau să le dau măcar kick sau bani 10 minute cât timp filmez eu. Ce faci, mă, ăsta zboară? Ia. Ia beleaba. Bă, dar a plecat ăla. Ăla cu armura lui OP. Stai în 15 pe 1. Mă, dar băiatul ăsta care bă, bă, scoate-mă hack-ul, măcar 10 minute că-ți filmez și eu. Ok, nu l-a scos. Mă. Bum. Rectarino, mamă, ce mărare asta, ești nebun. Uitați-vă și voi că am dat toți inel și n-am murit. Mă înțeleg nimic. Ok, posta, batem posta. Dă-i el. Tu-i băgăm ești. Vai de capul meu. Da, vedeți cum se vede hack-ul? Adică, uitați-vă că atacă așa, dar oare de ce? Așa ți atacă hack-ul cu capul în sus? Vedeți cum atacă? Cred că e... A, cred că știu de ce. Cred că e... bindat. Cred că el e făcut să atace... numai pe țintă, știi? Iar în momentul în care la sare ridică capul. Cred. Ia uite-l, mă, ce face el. Ia vină, mă, boss, încoace. Pe mine mă vrei. Ești în... Ce nu, mă? Căzut care hack. Ia. Oare merge blochitul la ceva? Bum! Hai că nu prea avem cu cine să jucăm. Bă, mereu lovesc pe Lucii din greșeală. Bă, că nu mai vin băieții. Hai să-l bate pe Brandon. Mă, lasă-mă, mă, în pace cu leader-ul tău. Bă, dar rezistă, mă, ăla cu leader-ul. Mă, știu să mă numesc. Cine, mă, ăla? Păi vine furia peșterii cu hack-ul, sparge. Uitați-vă și pe la băiatul ăsta ce face, doamne. Am omorât pe Lucii din greșeală. Nu-i zic să-mi dea... O să-i spun, să-mi dea și să-i banez eu. Să-i le spun. De fapt, o să îi spun. Uitați-vă și ce face băiatul acolo. S-a urcat el și trage cu săgeți. Deci, așa se joacă kit PvP. Îi aștepți la spawn cu hack-ul. Ești nebun. Trebuie să fii nebun să faci așa ceva. Bun, aici încheiem și noi episodul, dar aș vrea să testez ceva. Ce vrei, mă? Lasă-mă să joc. Bă, e nebun ăsta.
Ok. Kit PvP. Bă, lasă-mă în pace, nebunule. Uștia vin non-stop. Nu mă rog odată. Așa, mersi. Kit. Cred că mini-god pot să-l folosesc mereu. Da. Pot să-l schimb de aici, mă? Ia, slash kit. Ah, ba nu. Ciudat. Bun. Dar, stai că vine băiatul ăsta. Ia, spawn. Să vedem dacă mă lasă să mă duc. Bun. Aici încheiem și noi episodul. Bă, nenorocitule! Nu mă ataca! Să mă duc la spawn. Nu pot să mă teleportez, ești nebun. Așa. Bun. Sper că v-a plăcut episodul acesta. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.